Bună, eu sunt Daniela, iar astăzi vom vorbi despre noul iPhone, versiunea sau numărul 7. Vă las pe voi să alegeți varianta corectă. Haideți să vedem împreună de ce este declarat de către reviewer ca fiind cel mai controversat model al producătorului Apple. Așa cum suntem obișnuiți, smartphone-ul are un look minimalist și elegant, pentru construcția carcasei fiind utilizate materiale de înaltă calitate, îmbinate perfect, cu finisaje excelente. Din punct de vedere al designului, diferențele dintre iPhone 7 și predecesorul său sunt aproape insesizabile de la distanță, fiind prezente schimbări mici. Butoanele pentru controlul volumului, power lock și comutatorul pentru modul silențios se află în aceleași poziții. Power lock pe marginea dreaptă, deasupra slotului pentru cardela SIM, iar celelalte elemente în partea stângă. Dimensiunile sunt identice cu cele ale unui iPhone 6S, însă greutatea a fost redusă cu 5 grame, iPhone 7 având 138 de grame. În ceea ce privește culoarea, modelul testat de mine este silver, însă smartphone-ul este disponibil în mai multe variante. Black, Gold, Rose Gold și noul Jet Black, doar pentru variantele de 128 și 256 de giga. Pe partea din spate veți întâlni majoritatea diferențelor fizice. În primul rând, camera iese mai mult în evidență, însă totuși aspectul său pare mai subtil. Același lucru este valabil și pentru liniile antenei, care au fost îngroșate și mutate spre extremități. În ceea ce privește partea inferioară a smartphone-ului, aici vom găsi conectorul Lightning alături de microfon și de difuzoarele stereo. Și am ajuns la marea controversă și cea mai îndrăzneață decizie a companiei Apple cu privire la iPhone 7. A fost eliminat conectorul jack de 3,5 mm, un element extrem de popular. Căștile hands-free din pachet au fost echipate cu conector Lightning, iar dacă veți dori să utilizați altă pereche, veți avea la dispoziție un adaptor de la Lightning la jack de 3,5 mm. De asemenea, odată cu lansarea noului iPhone, au fost prezentate și noile căști wireless, AirPods, o alternativă mai scumpă, dar care îți va permite ca în timp ce utilizezi căștile să poți încărca și telefonul. O altă schimbare majoră este înlocuirea butonului principal fizic cu unul capacitiv, care va oferi un feedback prin vibrație cu ajutorul unui motor taptic. Acesta dispune de senzor Touch ID, funcționează foarte bine și creează iluzia de apăsare a unui buton fizic. Un alt detaliu nou, pentru un smartphone produs de Apple, este rezistența acestuia la praf, strop și umezeală, având clasificarea IP67, însă nu consider că este o idee bună ca utilizatorii să-l scufunde în apă pentru un timp îndelungat. Apple păstrează aceeași dimensiune a display-ului de 4,7 inci. Acesta este de tip Retina HD cu tehnologie IPS, touchscreen capacitiv, 16 milioane de culori, având o rezoluție de 1334x750 pixeli și o densitate de 326 ppi. Imaginea redată este excelentă, cu un contrast foarte plăcut, culori intense și unghiuri de vizualizare mari. iPhone 7 are implementat noul procesor quad-core Apple A10 Fusion, două nuclee fiind capabile să urce până la viteza de 2,3 GHz, un accelerator grafic cu 6 nuclee și o memorie RAM de 2 GB. Încărcarea aplicațiilor și a jocurilor se realizează extrem de rapid, iar detaliile grafice sunt excelente. În ceea ce privește capacitatea de stocare, aceasta a fost dublată pe toate variantele în care este disponibil iPhone 7. Astfel, pe acest model cu cea mai redusă capacitate, vom avea la dispoziție 32 de giga. Bineînțeles, așa cum ne-a obișnuit Apple, fără posibilitate de extindere cu un card microSD. Smartphone-ul dispune de conectivitate 3G și 4G, wireless dual band în standardele A, B, G, N și AC, modul Bluetooth 4.2, suport NFC, însă doar pentru Apple Pay, modul GPS cu suport AGPS și GLONASS și port Lightning pentru transferul datelor, încărcare și căști. Cu privire la partea senzorială, iPhone 7 este echipat cu barometru, accelerometru, giroscop cu 3 axe, senzor de proximitate și senzor de amprentă Touch ID care reacționează instantaneu. Sunetul redat de difuzoarele stereo este foarte clar și intens, iar cel redat cu ajutorul căștilor este impecabil, însă personal nu consider că diferă față de cel redat de căștile hands-free, echipate cu conector jack ale unui iPhone 6. Camera principală de 12 megapixeli dispune de stabilizare optică a imaginii, autofocus, touch focus și HDR automat, fiind capabilă să filmeze 4K.
Deschiderea diafragmei este de f1.8, obiectivul are 6 elemente, este protejat cu cristal de safir și este echipat cu flash quad LED. În ceea ce privește camera frontală, aceasta este de 7 megapixeli cu o deschidere a diafragmei de f2.2, poate filma Full HD 1080p, fiind excelentă pentru apeluri video sau selfie-uri de o calitate foarte bună. Modurile de capturare disponibile sunt timelapse, slow motion, square și panorama și putem aplica obișnuitele filtre precum mono, noir, fade sau chrome. Pozele realizate sunt de o calitate incontestabilă, culorile fiind intense și plăcute, cu detalii foarte clare. iPhone 7 este echipat cu un acumulator încorporat litiu-ion cu o capacitate de 1960 de mAh, care îi poate asigura o autonomie de 2 zile în condiții de utilizare moderată. Pentru mine, aceasta presupune 4G activ, mesaje Skype, WhatsApp și Facebook Messenger, câteva apeluri vocale și SMS-uri, realizarea a aproximativ 25 de poze, Wi-Fi pornit, nivelul de luminozitate automat, iar jocuri aproximativ 20 de minute. Telefonul poate fi încărcat în aproximativ 2 ore cu ajutorul cablului USB Lightning și a adaptorului pentru priză din pachet. A venit momentul să închei prezentarea noului iPhone 7. Pentru unii utilizatori, acesta se ridică la nivelul așteptărilor, în timp ce pentru alții reprezintă o dezamăgire. Cu siguranță, acesta este cel mai rapid iPhone, componentele hardware fiind îmbunătățite, camera foto este excelentă, aparent problemele privind deteriorarea butonului principal au fost eliminate și, de asemenea, iPhone-ul este în sfârșit rezistent la apă. În rest, a fost păstrată aceeași linie a designului, dar a fost eliminat conectorul jack, fapt care a deranjat o mulțime de utilizatori care se așteptau cel puțin la o grosime mai redusă pentru noul smartphone. iPhone 7 este disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.